plecat. Am mers și cu springul de câteva ori, îmi place. Go! Aș vrea să știu cât costă mașina asta. De ce ai 2 euros? Bă, dar câte mașini ai? O să-mi vine un X7 modelul nou. Salut, sunt Andy și astăzi facem un vlog cu... Călin Donca. Again. Am mai făcut un vlog și a fost destul de mișto cu Aventadorul. S-a dat. Să... Nu vine să cred că ai dat Aventadorul. E mașina mea preferată. Cu ce mașină facem vlog? Cu un BMW i7, proaspăt ajuns la noi în țară și avem și puțin kilometri cu ea. 2000 de kilometri aproximativ are mașina. La câte ai luat? La zero. Serios? Nouă nouță, nu? Da. Eu nu prea mi-au mașini noi nouțe că sunt scumpe. Și prefer să le iau la 10.000 de kilometri și scutești 30% din preț. Așa este. Dar tu ai bani, nu ca mine. Nu poți să iei chile, să te încasi dacă n-ai bani. Nu neapărat de bani, e vorba de timp. Trebuia să aștept puțin până să apară cele second, pentru că nu era nimic. Păi și tu cu Urus, cu astea, ai trecut după electrice? Cum mi-am place să merg mai mult cu acesta decât cu Urusul. Nu știu, cred că vârsta, bar, da, nu pot să mă înțeleg. Câți ani ai? 20. Câți ani aveți? 26. Cât? 26. Câți ani aveți dumneavoastră? 36. Cât? 39. 39, mulțumesc înainte, eu am 42. Vezi, odată cu vârsta vrei să fii mai liniștit așa, nu-ți mai place gălăgia. Nu mă recunosc pe mine. Îmi plăcea să fie cât mai mare gălăgia, tobele, se audă. Da. Și acum prefer să merg cu mașina aceasta, mai ales în oraș, mai ales pentru treburile de zi cu zi. Ce? Bine, da. Să știi că mi-am luat și unul. Spring? Da. Cât ai dat pe el? 10.000? 12.000 de euro, tot nou. Am mers și cu springul de câteva ori, îmi place. Ce aș vrea să știu este ce autonomie are această mașină? De 550 de km pe programul eficient, care are mai multe moduri. Da, eficient. Am pus pe eficient, nu are nici muzică, nu are nimic. Bine, nu are muzică de la mașină. Da, aer condiționat măcar putem să avem? Da, merge. Da? Chiar cu aerul condiționat am observat că nu merge căldura. Da? Foarte greu se încălzește. Foarte greu. Ce chestie? Trebuie să se încălzește repede, să știi. Here we go again. Aș vrea să știu cât costă mașina asta. Chiar nu știu, nici nu m-am interesat. Mă gândesc că e între 100 și 200 de mii. Da, 190 de mii de euro. Animate. Așa? Dar am luat-o intracomunitar și atunci n-am plătit TVA-ul. Are autonomie ca și o Tesla. Stop it! Get some help! Ca și kilowatts. Are mai mult de 100 kilowatts? 110 kilowatts. A, deci are puțin mai mare baterie. 110 kW și de asemenea am văzut că se încarcă foarte repede, am încărcat și cu 100 de kW pe oră. La supercharger de Tesla poți să încarci cu 134, am încărcat eu, și Tesla Model 3 Performance poți să încarci cu 250. No. Da, dar doar primii 50-60% din baterie. Pentru că nu mai am răbdare să aștept vara, mă gândesc să o iau din loc, să mă duc eu acolo unde este deja vară. Dar biletele către locul meu preferat de vacanță nu sunt tocmai ieftine, iar mie îmi plac chilipirurile. Voi știați că site-urile care vând bilete de avion la prima căutare îți dau cele mai bune prețuri, ca să te agați. Iar apoi, până te hotărăști, la următoarele căutări au deja prețuri mărite. Cum fac eu să evit asta? Folosesc un VPN de la Surfshark să-mi ascund identitatea. Astfel, beneficiez întotdeauna de cele mai bune prețuri. Ce este un VPN? Surfshark este o rețea privată care îți asigură intimitatea și securitatea în navigarea pe internet și îți ascunde adresa ta de IP, iar orice operațiune o faci din câteva clicuri. Pe lângă asta, ai o grămadă de alte beneficii cu Surfshark. Poți avea acces imediat la serviciile exclusive pentru anumite țări, blocate în România. Adică, te poți uita, de exemplu, la seriale pe Netflix sau alte servicii de streaming care nu sunt disponibile în România, acest lucru fiind posibil datorită miilor de servere pe care le poți accesa folosind Surfshark. Deci, în câteva secunde, te muți în orice țară vrei tu. Un alt lucru care îmi place este designul simplu și intuitiv și faptul că poți folosi pe orice device un singur cont, atașat la un număr nelimitat de device-uri. În plus, nu mai am griji cu securitatea, pentru că add-on-ul Surfshark One are protecție la virus și împotriva furtului de informații personale. Dacă intri pe linkul din descriere și introduci codul Andy Popescu, primești primele 3 luni gratuite și ai 83% reducere pentru lunile următoare. Dacă nu ești mulțumit, ai 30 de zile la dispoziție să anulezi gratis și primești toți banii înapoi. Așa că nu ai niciun motiv să nu încerci oferta, să intri pe linkul de mai jos și să introduci codul Andy Popescu pentru 3 luni gratuite și 83% reducere pentru lunile următoare. Și hai să continuăm acum vlogul cu i7.
Ce îmi place la mașina asta față de Tesla este suspensia, pentru că este o mașină mult mai confortabilă. Adică simt că sunt într-un S-Class și parcă e mai confortabil ca un S-Class. Celălalt BMW anterior era cel mai confortabil, iar de când l-am luat pe acesta, e la nivel cu acela. Nu care e mai... celălalt BMW? Tot seria 7, aveam un 745 LE. Ah, am înțeles. Timp de vreo două săptămâni am avut pe amândouă de dată, dar n-are niciun sens să le țin pe amândouă, oricum nu mai foloseam pe aia. Credeam că te referi la iopt. Ioptul mai ai? Nu, ioptul l-am vândut. Dacă văd că nu folosesc mult timp o mașină, o vând pentru că mă deranjează când vreau să plec cu ea, nu este încărcată, nu are baterie. Chiar am avut o situație cu McLarenul galben, am vrut să plec cu el și a rămas fără baterie pentru că nu l-am pornit de o lună. Și a trebuit să, fiind tot închis electric, toate ușile așa mai departe, a trebuit să caut prin față pe la bot o ceva ca să tragi, să bagi cheia din telecomandă, foarte complicat. Da. Adică dacă n-aveam conexiune la internet să mă uit pe YouTube cum se deschide, nu puteam să intru în mașină. Ce chestie. Mai ai McLaren? Da, le-am pe amândouă. E făcut un tuning foarte interesant. Unde ai făcut tuning-ul la McLaren? La Racebox, într-adevăr. Cât a costat? 50.000 de euro plus TVA. Da, arată bine. Arată bine. Da, chiar arată chiar bine. Mașina e wow. Parcă îmi place mai mult 765-ul după ce m-am săturat de 720 cu tuning. Da. Dar dacă le-aș fi văzut pe amândouă deodată, clar. Păi și care e diferența între 765 și 720S sau ăla pe care l-ai tu? Îți zic, da, 765-ul este plin de carbon, interior, exterior. Da. Are câteva elemente de tuning din fabrică foarte bine puse pe mașină. La putere este parcă, nu știu, destrăbălată, dacă poți. Și îți dai seama? Adică crezi că poți să dai seama? Da? Da. Băi, dar ce-mi place mașina asta, cât de confortabilă e. Eu totdeauna apreciez confortul la mașină și asta e, zici că plutești. Păi are pernă de aer. Are pernă de aer, dar are și balonul la cauciuc mare, că degeaba ai perne de aer dacă ai balonul mic la cauciucuri, știi, și jante mari. Îți face mașina mai rigidă. Da, e marf. Adică asta la drum lung, asta faci toată Europa cu ea. Adică simți că parcă ești în viitor. Da, așa mă și simt. Și în plus, față de celălalt, chiar au venit cu elemente. Dacă ar fi fost seară, s-ar fi văzut mai frumos interiorul. Uh-huh. Luminile care continuu mișcă, își schimbă ușor culoarea. De exemplu, dacă punem pe sport, și schimbă sunetul cu totul. Aha, uite, mă strânge scaunul. Da. Mă strânge scaunul, da. Scaunul se modifică și... Da, și chiar și fuge. Are și sunet. Da. Ai văzut? Oh. Da, sunet de electric. Plus că are un buton de boost aici, care merge foarte bine cu modul Serios? Sport. Da, care un fel de launch control poți să-l folosești, dar poți să-l folosești și în mers. Dar ce autonomie mai avea acum? 58% baterie, nu? Da, da. 260. Păi și stai mic, aveam 58% baterie și tu ai venit de la Brașov? Da. Aveai 100%, nu? Nu chiar. Nu? Nu chiar 100%, nu, că n-am încărcat-o toată. O încarci acasă? Da, acasă. Cât de repede o încarci acasă? La încărcătorul meu de acasă se încarcă în 8 ore. O lași peste noapte. Da, îi dau un boost. Băi, ești nebun! Da, mamă, deci chiar fuge gata. Băi, ești nebun, deci nu mă așteptam să fug așa. Ce-mi place este luxul de interior. Deci cum arată toate astea pe aici, astea de cristal. Da, Swarovski ceva. Așa zic ei, Swarovski. Ești mecherie, adică simți că ești... Și-a schimbat tema de culoare, acum e cu roșu și albastru. Aha, da, că și albastru. Se vede, da. Și înainte era doar albastru, ceva deschis. Da, de ce ți arată mereu camera în față? Ți arată ca să scanezi drumul? Pe programul acesta, n-am înțeles nici eu de ce este aici ecran. Vezi din botul mașinii, dacă e ceva în față, un obstacol, vezi cum vede ea. Dar depinde de program. De exemplu, dacă pun mod expresiv, avie mod, aici pe programul acesta nu mai mi-arată. Și acum eu simt în scaune că s-au eliberat scaunele. S-au eliberat și pe sport mă țineau. Da? Face pasaj. Și are și televizorul ăsta în spate, mie îmi place ideea. Da, nu prea l-am folosit eu că... Bine, mai împărat copii, știi? A schimbat și muzica. Da, adică sunetul, nu? O întrebare foarte importantă, dacă, de exemplu, cineva și-a mașina asta, pe unde o încarcă prin țară? Eu folosesc mult București, Brașov și avem la Ploiești, la intrare, la Etu, am văzut, două încărcătoare de la Polyphaser, foarte bune. Eu am văzut că sunt de 226 încărcătoarele. Deci poate încarcă cu 100 kW? Mie mi-a încărcat-o cu 100. Da? Da, ce 105 tare. Chiar. Încărcat, adică foarte rapid. Costă cât? 150 de lei? 200 de lei un plin? 2,5 lei este kilowattul. E ceva. Da, dar cele de viteză. La 1,5 se încarcă mai încet. Da, 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 am înțeles. Dar dacă mai repede, te costă mai mult. Normal.
poți să, adică e mișto sunetul ăsta, dar mă gândesc că poate te deranjează dacă mai. Da, poți să schimbi modul sau poți să scoți sunetul. A, da, de exemplu, bine, asta vreau să pe eficient nu mai este. Nu mai e sunetul. Când s-a lansat modelul ăsta? Cred că anul trecut, da? În 2022. Anul trecut, i-a ajuns practic în noiembrie. Mi-a ajuns teoretic mașina, dar abia în luna februarie am putut să o conduc din cauza unui motor de pe spate. Da? Ele au venit mai repede, dar a trebuit să facă un update la un motor de pe spate, la soft, la ceva, ca să poată să meargă, să poți să o rulezi. Și unde ai comandat-o? Mașina am luat-o din afara țării, am găsit mai repede să o iau de dincolo. Am avut eu câteva situații cu cei de la BMW din România și cu timpul le-am preferat să cumpăr din altă țară. Pe aceasta am luat-o din Ungaria. Mai exact, comunic foarte bine, lucrurile merg foarte repede acolo, mi-aduc pe trailer acasă, da? Nu știu, mă înțeleg mai bine, din păcate, cu cei din altă țară. Și pe aceasta, și X7-le, și X6-le, și seria 7-le celelalte, deci am cumpărat vreo 5 mașini de la ei. Și da, îmi dau întâietate când apar un model nou. Aici, la BMW, în România, când am mers prima dată să-mi cumpăr i8-ul, am stat o oră ca să mă bage cineva în seamă. Adică, a zis, așteptați acolo, pe canapea. Deci, customer service, nu prea te-ai simțit cum trebuie. Atunci, nu m-am simțit bine. Acum, nu știu când am mai fost, nu știu dacă s-a schimbat ceva. Acea situație a fost și la Lamborghini. Știu că și la Lamborghini mi-ai zis. Dar ce te-a deranjat acolo? Era o persoană care făcea partea de vânzări, am intrat, am zis, vreau și eu două mașini, două Lamborghini și m-a băgat nimeni în seamă. A zis, da, sigur, haideți, așteptați. Și am așteptat, și vorbeau la birou ceva, nu știu ce vorbeau. Iar după aceea, când am mers la service cu mașina, a fost dezastruos servisul. Acum s-a schimbat persoana de la service, persoană foarte amabilă. Știu, pentru că am dus Urusul vechi, l-am dus la revizie și este foarte amabilă acum. Dar eu cred că au pierdut mulți clienți ca și mine doar pe partea aceasta de comunicare. Și Dorian mi-a povestit că a mers acolo să vadă o mașină, un Bentley sau ceva, și au spus în urmă cu ani în urmă, vă rog să nu intrați în mașină să faceți poze. Adică nu poate să facă deosebirea între unii care doar vin așa să-și facă poze și unii care chiar vor să cumpere, știi? Sigur că asta, până la urmă, dacă pun o poză pe net, promovează marca. Și asta e adevărat. Da. Ce nu ți-a plăcut la Aventador? În primul și în primul rând, la Aventador m-am obișnuit cu locul din ea. Da. A fost cel mai mare factor pentru care a trebuit să vând mașina. Da, că tu ești mai mare așa și nu prea în cap. Da? Da, nu prea în cap și la început am mers cu ea, am făcut cu ea 10.000 de kilometri. Da? Dar la un moment dat chiar n-am mai putut, adică mă durea spatele. Am mers de la Constanța la Cluj, când m-am dat jos, a trebuit să fac masaj. Serios? Da, pentru că mă durea cumplit spatele, nu stăteam bine, stăteam... Asta este o mașină care, într-adevăr, mi-aș lua-o, dar mi-aș lua-o dacă aș face drumuri în țară. Da. Deci asta este mașina ideală în care să mergi la drum lung. Deci uite-ți, știi cum, nu simți gropile, nu simți nervioasele, uite de derivare aici. Autopilotare, adică să meargă cruise control ceva, să meargă singură? Merge puțin, adică așa cum... Și ca la orice mașină, că trebuie să pui mâna pe volan. Dacă îi dau drumul, ea ține volanul. A, aici nu ține volanul. Ba da, ține. Da? Ține. Aha. Ține. Și nu te pune să pui mâna pe volan? Ba da, urmează să mă pun. A, urmează ca la orice mașină, e normal, pentru că nu trebuie să lași volanul nesupravegheat. Îmi arată și ce este interesant, am încercat chiar astăzi pe autostradă, să nu pun mâna pe volan deloc. Cât să face și test la același lucru, începe să pună pe avarii și citește mașina. Pe asta se întâmplă, da. La știe la care a legat sticla și a ieșit mașina de pe autostradă și a făcut accident, s-a răsunat. Nu știi? Uitați-vă aici! Ok, hai să vedem cât face 0-100. A plecat bine, dar după aia nu mai a fost așa bine. Cât are? 90? Tot, da. Ok. Ar trebui să aibă vreo 4 secunde? Cam așa, 4. Cam așa e. 4.4, 4.2. Asta este o mașină pe care mi-aș lua. Nu mi-aș lua Ferrari SF90, nu mi-aș lua GTR, dar asta mi-aș lua. Auzi, las-o până la 50 și la 50 calcul, să vedem cât face 50-100. Go! Tot! Băi, e mișto, adică asta dacă vrei să faci o depășire, ziceam așa, știi? Ca și putere, mi-ajunge că... Da, n-ai nevoie. Eu simt că e good enough, știi? Hai să aruncăm o privire să vedem cum arată mașina așa, stânga-dreapta. Să dăm câteva cadre cu drona și după aia poate o conduc și eu. Ai memorie pe scaun ca să-ți revină? Da.
sigur. Hai, da. Nu știu ce stau mai sus. Vezi, e intuitiv totul, n-am condus mașina asta, dar văd de unde se dă volanul, de unde se dă scaunul, nu e așa de greu. Volanul merge extraordinar de ușor, deci este, deci degetul mic. Deci e, nu că e ușor, e prea ușor. Ok, avem sunet. Bă, cât de moale e. Deci știi ce, am impresia că parcă simt că virează și roțile spate, virează? Mult, da, dar mult. Se simte chestia asta, adică uite, nu știam, jur că nu știam, dar am simțit că virează roțile spate, știi, adică da, mă, ce mult, tare da. Ia să vedem. Bineînțeles că e BMW, n-am dat semnal. I-am pus semnal. Ia să vedem, set. Press button to activate. Asta. Și gata, am pus pilotul automat. Ia uite, cum arată tot aici pe bord. Nu știu dacă se vede, se vede. Cred că vede camera. Cam așa. Deci îți arată că pui mâna pe volan, nu? Please place hand on steering. Deci trebuie să pui mâna pe volan, gata. Ideea e că trebuie să dai puțin, să rotești puțin de el, știi? Deci acum e pilotul automat activat. Da. Setat la 130, iar ce să pun mâna pe volan. Mi-arată și heads-up display, ceea ce nu vedeți voi, dar mi-arată acolo. N-am mai condus niciodată o mașină atât de confortabilă pe volan. Primește nota de cea mai confortabilă mașină care am mers vreodată. Deci asta e 99-100. Plană! S-a dus și mai vizat. Da, 150. Bine, e suficient pentru ce ai nevoie, știi? Nu poate să fie... Fără bus, da? Deci asta e genul de mașină pe care ți-o iei când ești mai bătrân așa ca noi, la 40 de ani. Exact. Vrei confort, nu mai vrei... Exact. Dar bine, e bine să ai și un Urus acolo pe dreapta. Nu? Da, da, da. Bine, ai unul sau două? Două. Două? Da. De ce ai două Urus? Așa s-a potrivit. Move, bitch, get out the way, get out the way, bitch. Ce simt eu la mașina asta? Tesla Plaid într-adevăr era mult mai rapidă, dar asta este mult mai confortabilă. Acum depinde ce vrei. Vrei rapiditate sau vrei confort, știi? Asta ți-l oferă pe amândouă, dar nu ai, nu poți să facem 5-ul cu asta, știi? Cu Tesla Plaid facem 5-ul. Deci, eu vă spun ca să puteți să vă alegeți voi ce mașină vreți. Eu nu știu, eu cred că mi-aș lua, dacă ar fi după mine, dacă ar fi să-mi iau o singură mașină, cred că aș alege-o pe asta. Dacă aș fi să aleg două mașini, mi-aș lua un Tesla Model S, adică berlină, și asta. Fiecare trebuie să se aleagă, dacă vrei Jeep, ții Jeep, nu? Uite, Călin are și Urus și berlină. Urusuri. E avioanele voastre, nu? Păi, pe lângă treaba asta, avioanele mele, nu unul, că am mai multe. Îți place mai mult să o conduci pe asta sau Urus? Asta. Asta, nu? Da, mult mai mult. E mai facil, e mai pe... Da, nu știu, m-a deranjat puțin ideea că îți place mai mult să merg cu asta. Da? Adică, nu, parcă nu sunt eu, ce fac, m-am îmbătrânit? Da, nu mai îmi place. Putere să... Da. Cu snowmobile cu astea? Da, uite, de exemplu, dacă vreau accelerație, da? Accelerează mai bine aceasta decât Urusul. Păi da, pentru că asta are toți cai dintr-o dată, pentru că este electric. Exact. Mai vizut cum s-a auzit, dar parcă s-a dat așa un dub în spate. Da. Bum! Go! Hai, se duce și asta. Se duce vaporul. E frumos, da. Nu, îmi place mașina, mă. Asta e mașina care chiar mi-ar plăcea așa să fac un drum cu ea, știi? Adică te bucuri de ea, mai mult decât te bucuri de, să zicem, GTR-ul ăla, știi? Care ăla are într-adevăr foarte mare sunet, șmecher sunetul. Știi că se aude un V8, 4 litri V8, cu tobe, cu downpipe, cu tot ce trebuie. GTR-ul de la Racebox, Mercedes GTR. Ăla de la Racebox. Da, știu. Și... Dar totuși, rigiditatea aia, știi, te ține mereu. Da, și da. Cine se trage cu mine? Da. Ce mișto ți arată mașina din față, încadrat acolo. Da, dacă apeși aici, trimite rachetă, știi? Bun. Ia să vedem, acum ia autobuzul, eu sunt pregătit să calc frâna. L-a văzut, vezi? Da. A pus ea. Și nu vrei mai multă putere, mă. Bune, deci boost. 3, 2, 1, boom! Îmi place, mă. Ești că ți-ai luat-o și că e mișto, Caline. Cu ce mașină mai facem vlog data viitoare? Putem să facem cu 765 sau 720. Bă, dar câte mașini ai? Două Urus, 765, 720? Ai ceva mașini. Da, dar o să dau din ele, că dacă nu le folosesc, da. Nu sunt obișnuit să merg să o văd în garaj și să nu o folosesc. Parcă îmi pare rău că cineva nu se bucură de ea. Pă, bune, da. Și vreau să ne lăsați un comentariu să ne spuneți voi ce, cu ce mașină vreți să facem prima dată vlog. Deci avem 765, 720 și cu Urus nu facem, că... Da, tot făcut cu Urus. E banal Urus. O să-mi vine un X7, modelul nou, care nu prea a apărut. X7 ce motor? Au motor diesel cu electric.
au făcut combinație. Cu 47% din baterie mai facem 213 km, nu? Că i-am mai dat mai tare. Da. Deci ai de toate cu 500 de km. Are și baterie mai mare ca Tesla, 110 față de 100. Marfă mașină. Chiar mi-a plăcut maxim. Suntem pe sport, dăm pe boost, că acum am învățat. 3, 2, 1. Iar s-a auzit scutut. Suta. Da, mă, e mișto. Concluzia... Ce era să... și concluzia? O să mă gândesc să-mi iau o mașină asta. Să intri pe linkul de mai jos și să introduci codul Andy Popescu pentru 3 luni gratuite și 83% reducere pentru lunile următoare. Noi o să citim toate comentariile. Tu citești comentariile? Da. Eu le citesc pe toate și dau să... la cei care dau hate. Da. Și eu știi cum mă gândesc că, bă, dacă ai o părere contrară mie, nu e nicio problemă, dar spune-o frumos că poate exact. Văd și eu ceva din ea. Dacă exact. Jignești, înseamnă că tu nu vrei să ajungi, vrei doar să dai în cap și ești frustrat. Deci dacă te-a deranjat ceva, spune-mi și cu mare plăcere. Îți răspund la comentariu. Nu trebuie să înjuri ca să primești un răspuns. Concluzia, dați un like, dați-mi și un follow lui Călin pe Instagram și așteptăm comentariile voastre. Bye!